Bună dimineața, iubitor de flori, de frumos, de natură! Astăzi am să vă prezint cheria japonica, mai poartă denumirea de trandafirul boeresc sau trandafirul domnesc. Există foarte multe varietăți ale acestui arbust ornamental decorativ prin frunze și flori, este originar din Asia. Frunzele sunt în nuanțe de verde, florile sunt în nuanțe de galben, au o culoare de galben intens, vibrant, nouă parfum. Îl putem cultiva în propriile grădini, dar ne putem bucura de el și în parcuri. Înflorește de două ori pe an, odată acum, în lunile aprilie-mai, iar a doua înflorire o va avea în lunile iunie -mai. August. Nu este deloc pretențios ca arbust ornamental decorativ, să știți că rezistă la fric, la gerlanghiți, dar și la secetă. Adoră lumina, dar în același timp să știți că preferă și semi-umbră. Udarea trebuie să fie moderată sau regulată. Se mulțește prin butaj. Dacă vreți să dați un plus de culoare grădinilor voastre, nu ezitați să cultivați un astfel de arbust ornamental decorativ cu florile lui în de galben vibrante. Să aveți o zi minunată, colorată și parfumată.